Salutare lume, eu sunt Damian și astăzi, fraților, a apărut trailerul de la FIFA 18 pe canalul oficial al EA Sports și astăzi o să reacționez și eu la el și o să vorbim puțin despre acest FIFA 18. Deci apăsați butonul de like dacă o să vreți să vedeți serii de FIFA 18 pe canal. Ok, să începem. Deci văd că începe cu o... Văd că Real Madrid și Chelsea sunt în trailer. Cu Ronaldo în prim plan, cine ar putea fi? Pare foarte realist aici în trailer, dar bineînțeles, în trailer orice joc e mult mai... Orice joc pare mai frumos decât oficialul. Fața lui Ronaldo. Exact ca în realitate făcută. FIFA 18. Cum of, ce culoare interesantă pentru acest joc. De la, l-au scanat pe Ronaldo. Cred că, nu știu care e părerea voastră, dar părerea mea este că Ronaldo va fi pe coperta FIFA 18. Adică FIFA 18 EA Sports este în colaborare cu Real Madrid și cine ar putea fi pe copertă în afară de Cristiano Ronaldo? Deci spuneți-mi părerea voastră în comentarii, dar eu zic că Ronaldo va fi pe copertă, nu are cine. Am auzit eu de Dele Alli, dar nu cred. Ce înseamnă Dele Alli pentru fotbal? Până la urmă și ce înseamnă Ronaldo? Da, din câte vedem aici, din câte putem vedea aici, putem să observăm sistema de la Sony, ceea ce înseamnă că Sony a intrat în colaborare cu FIFA 18, deci vom avea legende pe Ultimate Team. Ceea ce va fi foarte tare, sunt curios dacă vor fi legendele Philip Lahm, Xabi Alonso și Totti, dar nu cred că vor fi. Cred că vor fi peste 2-3 ani acele legende care s-au retras sezonul ăsta. Sunt curios dacă vom avea Liga 1, cum se spunea, sau măcar 2-3 echipe. Steaua, Astra și CFR să avem. Ce să mai zic? Sunt curios dacă vom avea și cariera online. Sper să o avem, pentru că și o chestie foarte, foarte tare. Liga 1 ar fi beton, am face carieră cu Steaua. Șmecherie, tată. Poate o să fie și să poți să-ți editezi tu din meniu. De exemplu, dacă vrei să crezi tu jucători pentru o carieră, să-ți crezi tu din meniu un echipament sau o stemă. Și cam atât. Poate fi o continuare, poate la The Journey. La Ultimate Team, la Ultimate Team să fie adăugat o chestie pe care, nu știu cum să-i zic, o ruletă pe care să o învârți odată pe săptămână, gen, și să-ți pice ceva, un pack, nu știu, coins, ceva de gen, înțelegi ce vreau să spun. Da, și cam atât, deci să-mi spuneți voi părerea în comentarii, dar cine credeți că va fi pe copertă și ce se va băga nou în FIFA 18. Eu am fost Damian, nu uitați de butonul like, share și subscribe, pa, pa!